Mulțumesc foarte mult! Fiind vorba de antreprenoriat, am găsit să scriu câteva cuvinte, poate au prestanță mai mare, mi-am găsit eu, dar dacă toți ceilalți colegi au început și sub formă de poveste, într-adevăr, nominalizarea de astăzi este și rezultatul unei munci, care are la bază câteva principii, am să le citesc, dar și rezultatul unei întâmplări. Și atunci am să încep cu partea de poveste a întâmplării, vis-a-vis de creșterea pe bursă. Povestea cu întâmplarea începe, cred că acum 40 de ani, cu toții sau marea parte au văzut un film, Dallas, și nu știam unde să ajungem, eram copil, probabil că aveam 6 ani, 7 ani, dar eram fascinat de anumite evenimente de acolo. Uite că peste ani și România a intrat într-o zonă de capitalism, într-o zonă de afaceri și acolo se făcea că în film cineva era pe o plajă și cumpăra acțiuni la o bursă. Eu am început chimia acum 30 de ani cu Chim Complex, acum mai bine de 4 ani am cumpărat activele de la Old Chim, dar într-adevăr piața de capital n-a observat, lumea este ocupată fiecare cu domeniu, plus că chimia e foarte complicată. Am cumpărat active de 10 ori mai ieftine. De ce? Pentru că era într-un proces de insolvență. A urmat 3 ani de muncă foarte intensă și mie îmi place să muncesc, nu mi-am luat niciodată concediu, dar în aprilie anul trecut, după ce sinergia celor două combinate a început să se vadă, la noi în chimie 1 plus 1 nu mai fac 2, 1 plus 1 fac 3, în aprilie am plecat în concediu anul trecut și m-am uitat pe bursă și am văzut Chim Complex 2 lei și am zis ok, ia să cumpăr niște acțiuni. De atunci, pentru că am cumpărat în aprilie, jocul întâmplării, au început să vadă și ceilalți de pe piața de capital, iar prețul a fost exponențial, probabil de 800%, dar realitatea este doar o creștere întârziată, pentru că activele au fost cumpărate în 2018, nu în 2021. Dar probabil că și criza COVID a dus la această întârziere. Deci este o întâmplare că am ajuns antreprenorul anului în 2021, dar este și rezultatul unei munci datorită unor principii. Și am scris aici două, trei principii pe care, dacă le citesc, probabil că au mai multă prestanță, nu ține mai mult de un minut, încât și ceilalți antreprenori și cei foarte tineri, poate că dacă urmează acest speech al meu care are un singur titlu, Am o voință cât o țară. Și tot ați nominalizat Rompetrolul. Să vedem ce se va întâmpla. Zarurile sunt aruncate. Chiar dacă de la o zi la alta se schimbă procentele, mai ales și după ce s-a întâmplat azi dimineață, nimic nu e frumos, nu e clar, dar e foarte bine. Această instabilitate îmi creează mie ca antreprenor posibilitatea de a spera și poate chiar și într-o zi de a învinge pe concurenții mei din Polonia la proiectul de petrochimie, nu e de petrol, dar aici e deja chestie tehnică. Deci am o voință cât o țară și ar fi bine dacă aș mai găsi și dintre dumneavoastră câțiva care să se alăture, să putem schimba, pentru că într-adevăr am ajuns într-un loc în care chiar se pot face lucruri remarcabile în România și doar câteva lucruri pentru noi antreprenori. Fiți pregătiți să lucrați cu resurse limitate, dar cu hotărâre nelimitată. Eu nu am avut banii cu care să cumpăr Old Chim și m-am dus pe piața londoneză și am închiriat sau am împrumutat 164 de milioane pe care am achitat integral. Toți banii, nu mai avem niciun credit. Poate că puțin știu asta, dar e și plictisitor să insist. Alegerile noastre, asta e o chestie care e unul din principiile care probabil m-au dus la această nominalizare, alegerile noastre arată ceea ce suntem cu adevărat și nu abilitățile. Iar prioritizarea este cel mai important lucru în afaceri. Rezultatele importante necesită ambiții importante. Și aici cred că stau bine, cum am zis, am o voință cât o țară și vreau să merg înainte și vreau să ies la pensie tot din chimie. La mama mea a fost laborantă chimistă și cred că împing această dorință a ei de a merge mai departe. Știți povestea, 74 de combinate chimice, au mai rămas 14. De aceea trebuie să urmărești viziunea și nu banii. Și astfel, cred că banii o să te urmeze și nu invers. Într-adevăr, acum vrem să ne finanțăm pe bonduri, pe piață străină, învăț ce înseamnă bondurile împreună cu echipa mea, avem 3.000 de angajați, 127 de manageri și cred că învățăm bine.
Mai departe, vrem să predăm această ștafetă. Iar succesul stă într-un proces. Nu este niciodată o țintă, nu stă în atingerea unui obiectiv, ci în plăcerea de a lucra în atingerea acestor obiective. Iar 90% din succes este strategie, este implementarea. Vei învăța că zmeul se înalță împotriva vântului, iar este un aliniat care mi-a plăcut foarte mult și, ca să trec la ultimele două, există două lucruri pe care le poți investi. Banii și timpul. Din cele două, timpul, eu cred că este cel mai important și el va face diferența între ceea ce ești și ceea ce vei deveni. Iar singura deosebire între un om bogat și unul sărac este doar felul în care își folosește timpul. Vă mulțumesc și vă doresc și voi să aveți o voință cât o țară. Felicitări!